Mihai Teja a fost anunțat în vară cu surle și trâmbițe drept nou antrenor principal al lui Fece Botoșan de către finanțatorul Valeriu Iftime, care susținea pe atunci că a găsit varianta ideală de a îl înlocui pe Marius Croitoru. Același Valeriu Iftime susținea în luna iulie că își dorește ca Mihai Teja să stea la cârma băncii tehnice a lui Fece Botoșani, măcar pentru următoarele cinci sezoane, crezând cu tărie în competențele sale tehnico-tactice. Însă, după 16 meciuri disputate din campionat și două din cadrul grupelor Cupei României, antrenorul atât de lăudat la sosire a reușit să obțină o singură victorie în ultimele 12 partide disputate, iar echipa sa se află în prezent la doar 3 puncte distanță de primul loc direct retrogradabil la final de an competițional și șansele de ieșire din grupele Cupei României s-au diminuat semnificativ după înfrângerea de la Mioveni. Fece Botoșani urmând să mai dispute o singură partidă în cadrul grupei B și aceea în compania unui adversar dificil și puternic, respectiv vicecampioana FCSB. În ciuda acestor rezultate, rezultate dezastruoase, Mihai Teja continuă în aceeași notă cu declarațiile. Nu mă gândesc să plec, a spus tehnicianul și după înfrângerea de la Mioveni. Însă a mai adăugat un amănunt interesant. O discuție de situație actuală, trebuie să tragem linie și vedem unde... Trageți linie acum după meciul ăsta? Păi nu, mai e un meci, mai e un meci și vedem despre ce e vorba. Despre ce este vorba după meciul despre care vorbește Mihai Teja? Ei bine, este vorba despre o serie de foc de nici mai mult, nici mai puțin decât 5 partide în 17 zile și nu orice fel de partide. Începând cu data de 1 decembrie, Fece Botoșani se va duela de trei ori cu vicecampioana FCSB, de două ori în campionat și o dată în Cupa României, iar între aceste dueluri, moldovenii vor mai avea două meciuri cu adversari aproape imposibil, urmând să întâlnească farul Constanța în deplasare și pe campioana CFR Cluj pe teren propriu. Declarația lui Mihai Teja poate duce astfel cu ușurință la ideea că după ce nu a reușit să ajungă nici măcar aproape de obiectivul fixat la început de sezon, antrenorul își dorește să dea bircu fugiții chiar înainte de aceste cinci dueluri extrem de complicate pentru echipa sa ce decizie vor lua Mihai Teja și Valeriu Iftime vor afla atât vestiarul cât și suporterii cel mai probabil săptămâna viitoare imediat după meciul dintre FC Botoșan și AFC Hermannstadt aferent etapei a 18-a a Superligii